Aici mi se pare cam nebunească treaba. Ai alunecat, la revedere. Ești la revedere, ești papa. Mama, am găsit aici un punct de belvedere. Păi, trebuie să coborâm. Circuitul brânelor a fost închis. Salutare de pe platoul Bucegi, de la Piatra Arsă. Astăzi vrem să facem un traseu interesant. Numim noi traseul brânelor sau celor patru brâne demarcate din Bucegi. Este toamnă, am avut un peisaj frumos pe drum până aici. Nu v-am luat foarte multe cadre, dar s-a colorat pădurea incredibil. S-a anunțat vânt puternic, 50 la oră. O să fie soare, dar nu o să depășească 5 grade astăzi temperatura. Suntem cu căști, hamuri, avem și o coardă la noi, adică suntem echipați corespunzător. Mergem astăzi cu un prieten care a mai fost pe traseul ăsta și asta vă recomandăm și vouă, dacă intenționați să faceți pe viitor traseul ăsta, ori să mergeți cu cineva care știe traseul deja, pentru că, atenție, este nemarcat în mare parte, până la Crucea Caraiman o să avem marcat, nu e problemă. Dar de acolo o să fie într-adevăr foarte complicat. Mergeți cu cineva care știe, luați-vă un ghid, mergeți echipați sau, dacă nu, urmăriți imaginile și vă bucurați de ele de acasă. Este ora 1, am ajuns la cabana Caraiman. N-am mai fost fix până la ea pentru că nu ne interesa. În schimb, lăsăm Valea Jepilor aici în spatele meu, o lăsăm în spate, de fapt în dreapta spate, și o să urcăm pe prima brână de astăzi, brână care este și singura marcată din tot traseul de astăzi. Văd că deocamdată este un marcaj cu punct roșu, dar mi-aduc aminte că mai sus era punct albastru din anii trecuți. Ultima dată când am fost pe aici a fost acum vreo 7 ani, de atunci n-am mai venit în zonă. Bine, am venit în zonă, dar am venit iarna, am făcut alte trasee. Acesta este probabil cel mai fotografiat loc de pe brâna mare a Caraimanului. Este o fâșiuță îngustă, foarte panoramică și avem sub noi un peisaj de toamnă ireal. Asta este o porțiune mai expusă a brânei Caraimanului. Este asigurată cu lanț, dar pe vremea uscată nu pune probleme. Thank you.
Uite așa, am venit noi pe brână și voiam să vă mai arăt încă o dată peisajul ăsta superb de toamnă. Ce frumoși sunt copăcii galbeni pe acolo. Și sunt și câteva capre pasc acolo pe pata aceea de iarbă. Se vede frumos bușteniul în dreapta noastră. Am văzut că căprițele vin aici să lingă sare și avem imediat în față și Crucea Caraiman. Am făcut și un popaz la cruce, până aici nimic nou, am mai fost pe traseul ăsta. De acum încolo vine și ceva mai spectaculos, așa mai greu. Și anume vom intra pe traseul nemarcat Brâna Văii Albe. Este cea de-a doua brână de astăzi, ca să facem legătura cu cea de-a treia, Brâna Marea Coștilei. Am ajuns la intrare pe Brâna Văii Albe. O să mergem frumos pe brână, o să intrăm pe Brâna Marea Coștilei până la stânca lui Gelepeanu, coborâm pe creasta Văii Albe, vedeți, acela este peretele Văii Albe, și noi vom coborâ pe partea cealaltă a crestei. Pentru a ajunge la Brâna Aeriană, este o brână micuță și spectaculoasă care cu ochiul liber se observă, dar pe GoPro probabil nu o să înțelegeți foarte bine. De acolo, din punctul ăla, noi o să ne întoarcem pe creasta Văii Albe și apoi pe platou. Atenție, traseul este nemarcat, am mai zis-o și trebuie să mă repet, pentru că dacă intenționați să veniți pe aici, 1. Trebuie să fiți foarte bine documentați, trebuie să fiți foarte bine echipați sau să veniți cu cineva care știe, cu un ghid, cu un prieten, cu un grup. Noi trebuie să ajungem pe acolo, pe sus, pe acolo, pe brână. Și când ne uităm la peretele ăsta din spatele nostru, peretele Văii Albe, ne aducem aminte de acum câțiva ani când am zburat noi cu parapanta de aici. Am zburat pe un nord, nord-vest, și fix pe Valea Albă, pe lângă perete frumos am luat-o, poate vă inserăm și câteva cadre. Cum, pe aici, pe brâna asta, așa, urcăm noi? Da, asta e chestia, că ne uităm la ea de aici, din depărtare, de pe Brâna Văii Albe, și nu ne vine să credem că noi o să fim efectiv pe acolo mai peste o jumătate de oră. Mamă, patru labe. Se vede o potecuță așa ceva, dar pare, da, de capre. Da, de aici pare foarte, foarte expus. Și este, nu doar pare, este expus. Dar de aici pare înfiorător. Pare că n-ai cum să mergi pe acolo, decât dacă ești vreo căpriță neagră ceva. Apropo, sunt câteva capre. Da, să văd, uite, vă arăt eu pe aici. Cei care veniți și sunteți documentați, echipați și știți ce faceți, aveți mămâi pe traseu, nu nefiind marcat, o să vă ajute mămâile astea. Uite-le astea, astea sunt. Familie de capre, mama, tata și copilul, probabil. Sunt destul de periculoase pentru că, fiind deasupra noastră, pot disloca pietre și
De asta ne-am pus și căștile. Bine, dacă e piatră mai mare, Doamne ferește. Trebuie să fim foarte atenți, să pășim cu atenție. Până acum nu este nimic de speriat, dar cu siguranță vin și zone mult mai expuse. Ai contribuit și tu cu la mâia asta cu o pietricică? Da. A, uite, mă. Mă, dar aici e adăpost, nu e vânt. Dar nici soare. Și asta e Valea Albă. Asta e Valea Albă? Da, am ajuns la intersecția cu Valea Albă, unde noi trebuie să coborâm acum 70 de metri ca să intrăm pe Brâna Mare. Păi aici, uite, se vede pe partea aia. La Coștilei. Cred că pe partea aia. Hop, oprim piatra, să nu se ducă la vale. Ne-au sesizat caprele. Ne privesc speriate. Și ne vor ataca cu pietre. Acum trebuie să coborâm cei 70 de metri până la intersecția cu Brâna Mare a Coștilei. Asta este Valea Albă. Cea mai mare vale din Bucegi și din România. 400 de metri diferență de nivel. Traseul ăsta e similar cu 666 de la Pisceadu din Dolomiți. Coborârea e numai că avea sârme de asigurare. Mai te țineai de ele. Aici pleacă bolovani la vale. N-avem ce să facem. Și se vede și indicatorul de intrare. Bine, nu e indicator, e scris pe stâncă BMC. Ce însemna? Brâna Mare a Coștilei. A, da? Da. Trebuie să le știi pe toate. Și dacă nu știi, poți să o deduci. A, uite că am și eu șiretul desfăcut, bineînțeles. Cum? Și eu am șiretul desfăcut. Ce-am căutat noi pe aici, fraților? Auto-ne dezalungem. Scrie BMC atât ca să se vadă cum urci de pe Valea Albă, cât și de la coborârea noastră pe Valea Albă. Adică să nu te încurci. Înainte am impresia că nu scria și era problema asta, că nu se știa intrarea în traseu. Aici expus. Trebuie să te ții cu mâinile de stâncă un pic cât să treci de zona asta. Regina din Carpați. Ai uitați Crucea Caraiman? Ai vede aici? E prima porțiune super expusă. Să-ți dau o mână. Periculos e că se mișcă toate pietrele astea și... Hai să-ți dau o mână. Ia. Așa, cât să n-alunec. Trebuie să mergem cu mare atenție, e un hău de câteva sute de metri sub noi. Uite ce frumos, amfiteatru stâncos în toată splendoarea.
dar cu un hău impresionant sub noi. Uite, crezi de capră. Da. Aici e ca o jumătate de tunel, așa, să zicem. Ca în pel, mamă. E un adăpost al caprelor și al urșilor. Urșilor. Asta e de urs. E? Nu. Asta e de urs. Da, bă. Balegă de urs. Mamă, ce spectacol în față. Uite, iarba asta, destul de alunecoasă. Au ce hău dracu e dacă scapi, dacă alunici pe ea. Mamă, cum e aici. Super expus. Bă, Via Ferrata parcă îmi place mai mult, nu știu, îmi dă siguranță mai mare. Clar, da. Nu? Da. Aici mi se pare cam nebunească treaba. Ai alunecat, la revedere. Ești la revedere, ești papa. Nu ce să cauți pe aici dacă plouă. Mamă, ce hău dracu e, fii atent. Ia zici că asta e Trolltunga de România, vezi? Ia uite. Da. Mamă, aici te ții ca pisica. Uite, văd aici o chestie. Un cui, un piton pentru a băga coardă, dacă ai nevoie. Aha. Să faci ca o balustradă, ca o... Relaxa, cred eu. Bună ziua, de unde veniți? Eu vă știu, sunteți din Clau. Da. Mulțumim frumos. Sănătate, mulțumim, numai bine. Mulțumim, la fel. Ce avem în față se numește Blidul Uriașilor. Este un vâlcel. Uite, capra. E o capra acolo. Ciupacabra. Ciupacabra. Asta da, amfiteatru și mai și. A, apropo, pentru urmăritorii noștri, încercăm astăzi să filmăm exclusiv cu lavalierele pe care le avem în dotare, dar n-am filmat decât păsărite cu ele. Încercăm să filmăm, să facem un vlog cap-coadă cu ele, să ne spuneți dacă e vreo ameliorare la sunet. Când ne-am luat noi un microfon dublu acum are, care captează și din față și din spate, numai că e prea mare de ținut aici la piept și... ne incomodează. Și atunci am zis, hai să luăm lavalierele astea, să vedem dacă putem să susținem un vlog de la cap la coadă cu ele. Uite, eu pot să vorbesc și cu spatele, nu mai trebuie să mă întorc la cameră. Da, să se întoarcă. Pot să fiu și mai la depărtare. Poate să bată și vântul. Să sperăm că este ok sunetul. Voi să ne spuneți. Când mă uit în spate și văd pe ce bucățică de iarbă înclinată venim, parcă nu vine să cred. Și nu mai zic pe acolo. Când am venit prima dată la Careman, mă uitam așa spre peretele ăsta și nu îmi imaginam niciodată că o să am eu acces pe aici, pe partea asta, pe perete. Adică nici nu îmi imaginam că poate cineva să meargă pe aici.
Uite capra. Mamă, câte capre, uitați. Și acolo, și acolo. Venim din direcția aceea. Am ajuns la intersecție cu creasta Văii Albe. Avem drept dovadă stânca lui Gelepeanu, stânca și hornul lui Gelepeanu. Și aici, în partea asta, în fața mea, se continuă brâna mare a Coștilei. Se continuă și se poate coborî pe Valea Scorușilor și pe Valea Gălbenele, pe acolo pe undeva, sau se poate continua și mai mult pe Valea Priponului cu ieșire în Valea Cerbului. Noi vom continua pe creasta Văii Albe până la brâna aeriană, sperăm să ne încadrăm că e cam târziu. E ora 4:30. Da, trebuie să ne întoarcem tot pe creasta asta și să ieșim pe platou. Cam frig, trebuie să mă îmbrac. Aici jos, stânca aceea, se numește Pintenul Văii Albe și se vede spectaculos. Aici și cu peisajul ăsta colorat. Crucea Caleman. Iar acolo, nu știu dacă se observă, e brâna pe care am venit noi. Aleluia! Aici ne-am întâlnit cu traseul Fisura Albastră, un traseu de cățărare, se văd asigurările. Se poate face un rapel aici, doar că n-avem nici curaj, nici timp. Poate cu altă ocazie, dar peisajul e fai de cap meu. Cum se vede! Mamă, am găsit aici un punct de belvedere. Mamă, catedrală! Uitați-vă aici! Ia ține-mă.
ce e rău toamna este că se întunecă de vreme. E ziua scurtă și uite că încercăm să ne și bucurăm de peisaj, să și filmăm și să duce timpul imediat. Sper să ne mai încadrăm să facem brâna aeriană pe cât de cât lumină și să ne și întoarcem pe creasta Văii Albe până la Gelepeanu, că apoi e platou, avem frontale, nu e problemă. Ne-am și pornit târziu, că n-am putut să plecăm mai devreme de 10 din Târgoviște și na, până am ajuns, până am pornit la 12 pe traseu, după aia pe la 2 am început brâna Văii Albe. Pe unde poate să coborăm. E cât de urcat e mai ușor, dar de coborât. Hop, hop, hop. Capra neagră din Carpați. Am ajuns în sfârșit la brâna aeriană. Cam s-a dus soarele, nu mai așa lumină, că soarele e după munte, dar e ora 5 și 10. Cred că reușim să vă mai arătăm și vouă. Am pus hamul și am o lonjă din asta fixă, așa de asigurare. Eu mi-am pus hamul și praștia. Tocmai am primit un mesaj la fratele că ne invită la grătar, dacă ar ști el pe unde suntem acum. Mamă, ce hău e și aici. Uite o floricică de colț. Mi-a intrat de-astea de la cablu. Aha, mi-am pus repede mânușile. Crucea care mai se vede acolo, aici. Hop, hop. Doamne, și toate crestele, toate văile. E incredibil. Hai, bate palma. Iuhu, îți bate inima. Te-a cupit palacul cu astea. Nu-ți imaginezi că poți merge efectiv da, pe o brână că, bă, sunt asta. Pentru capre astea. Da. Superb. Și uitați și copăcei brazii ăștia galbeni așa. Și pădurea colorată sub noi. De aici se poate coborî la refugiul Coștila. Deci oamenii vin în general din sens invers, urcă din Bușteni, refugiu Coștila și intră în traseu pe aici și continuă pe creasta Văii Albe. Dar acum dacă am fi vrut să coborăm în Bușteni, coboram pe aici, pe la refugiu Coștila.
Fițar, brână, aeriană, și mâine, că n-am loc pe aici să mă răzglăghesc. Mamă, ce peisaj în dreapta, uite. Mama, aici e peretele. Pe lângă peretele ăsta am venit noi cu parapanta. Altceva, nu mai aute. Acum chiar că circuitul Brânelor a fost închis. Chiar cap dacă, de linie, cap de linie, frate. Chiar dacă mai facem o dată pe asta și în sens înapoi. Invers. Da. Eu la 6 fără 10 și acum începe întoarcerea, drumul lung spre casă, spre mașină, spre casă. Deci am făcut 4 ore de la cabana Caraiman, sau nu, de la Crucea Caraiman. Oricum, peisaj de înțepenești. Ia uitați-o pe Cristina, capra neagră din Carpați. Și ne-am mișcat foarte, foarte repede să ajungem pe lumină la Horn. S-a pus un vânt foarte puternic, ne zboară de pe creastă. Sunt curioasă cum e pe platou. Ce peisaje, băi, băiatule! Și am ieșit pe platou. A ieșit și luna. Mai avem aproximativ 2 ore până la mașină. Ne mai bucurăm de platoul Bucegiului. Să admirăm și stelele. O să ne lăsăm bătuți de vânt. Și hai să mergem. Și coborâm, coborâm. Mai avem cam 10 minute până la Piatra Arsă, unde avem mașina. E o pauză de vânt, cât de cât da, ne-a nebunit, încurge și nasul. De la vântul ăsta puternic, 60-70 de kilometri la oră la rafală erau sus, pe platou la Coștila, mă refer. Și aici deci, suntem trecuți de Babele, e mai slăbuț un pic, să zicem, și cred că e și o pauză. E ora 8 fără 10, la 8 probabil o să fim la mașină. Să vă mai zic o dată, poate n-ați înțeles timpul nostru de astăzi. La 12 am plecat de la mașină, de la Piatra Arsă. Pe la 1 eram deja pe brâna Marea Caraimanului. Am stat pe acolo pe la Cruce, am filmat cu drona. Și pe la ora 2 am intrat deja pe traseele nemarcate. Brâna Văii Albe, brâna Marea Coștilei. De la stânca Gelepeanu am coborât creasta Văii Albe. Am făcut brâna aeriană în dublu sens, ne-am dus și ne-am întors tot pe ea și am urcat tot pe creasta Văii Albe până la Gelepeanu, am urcat Hornul și la ora 6, adică
după 4 ore jumate de nemarcate și 3 filmări cu drona, care în general durează 10-15 minute fiecare filmare cu drona. Deci după 4 ore jumate de nemarcate am ieșit pe platou. E o plimbare plăcută la lumina lunii, ies și stelele și e relaxant. Au fost, din punctul meu de vedere, două zone mai periculoase, mai expuse, mai grele. Una la intrare pe Brâna Marea Coștilei, bine, nu chiar la intrare, dar acolo, la început, a fost săritoarea aia și apoi pe creasta Văii Albe a fost o descățărare mai, unde am stat mai mult, așa să mă concentrez, nu că n-aș fi putut să cobor pe ea fără coardă, că puteam pune și coardă acolo. Dar la urcare a fost mult mai ușor. Creasta Văii Albe, în urcare am făcut-o rapid, adică să ajungem pe lumină. Și oricum, urcarea pe porțiuni mai tehnice mi se pare mult mai simplă decât coborârea. Hai că a început iar vântul tare. Mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că v-au plăcut imaginile și să ne vedem cu bine în următorul episod.